Văzut multe idei inventive venind după acea trezorerie dulce ca mierea. Unele poate erau justificate, dar altele nu prea mult. Când am analizat lista astăzi, m-am gândit că trebuia să mă alătur echipei Elixir și să mă plătesc $100 pe ora. Cui nu i-ar conveni, nu? În acest video despre guvernanța deschisă voi analiza ce se întâmplă pe Kusama, să înceapă haosul. Bine ai venit sau revenit pe Polka la România, eu sunt Claudiu și voi începe cu Ramura Mică, unde orice persoană poate cere până la 333 de Kusama. Referendumul 123 ridicat de Dudo 50, în care dorește să dezvolte un grup de unelte software numite Paraspell XCM, despre care am discutat în video-ul anterior, o duce foarte bine, referendumul momentan câștigă cu peste 25.000 de Kusama în favoare și peste 2.300 de Kusama în contra, referendumul mai are 5 zile și 4 ore până la decizie. Personal am votat da pentru acesta când l-am analizat prima oară. Referendumul 126 ridicat de Kusama Papercraft, care dorește să obțină fonduri pentru a confecționa embleme Kusama de hârtie și de asemenea să creeze niște NFT-uri cu aceste embleme. Echipa dorește 290 de Kusama pentru efortul depus, care valorează aproximativ $10.000. Referendumul momentan trece cu peste 26.000 de Kusama în favoare și peste 7.000 de Kusama în contra. Mai sunt 6 zile și 5 ore până la decizie. Această propunere a fost auditată de mai mulți auditori, inclusiv de mine, urmând un șablon specific pentru audit și una din opțiuni la care i-am marcat cu minus este că echipa nu face parte din comunitate și n-au contribuit cu nimic până acum, deci sunt total străini comunității, deci acest lucru are un nivel de risc, dar au fost transparenți, ne-aș publica profile de LinkedIn cu toată experiența lor. De asemenea, cer o cantitate rezonabilă și ideea lor este unică, chiar dacă probabil nu o să aducă prea multă valoare deținătorilor de criptomonede KSM. Am votat da, deoarece dintr-un punct de vedere al auditului, ating criteriul minim bazat pe scorul meu. Uitându-mă la cheltuitorul mediu, referendumul 125 ridicat de Paradox, care propune curator pentru recompensa lansată săptămâna anterioară, în care a anunțat că vrea să plătească validator pentru parachainul de sistem Statement, și despre care discutasem și în video anterior, referendumul momentan trece cu aproape 40.000 de Kusama în favoare și aproape 2.000 de Kusama în contra și mai sunt 6 zile și 2 ore până la decizie. Am votat da în prima propunere pentru recompensă, așa că am votat da și în aceasta pentru continuitate, deoarece susțin acest plan. Referendumul 131 ridicat de Zixi Interlay, care lucrează pentru echipa Interlay și care este un parachain pe Polkadot, a creat o propunere în care cere fonduri pentru a lansa o funcție de a permite achiziționarea criptomonedelor din ecosistemul Polkadot cu unitate monetară, gen euro sau dolari, prin parteneriatul lor cu Bansha. Recompensa lansată cere $10.500 pentru fiecare parachain care dorește să adopte această funcționalitate și un maxim de 10 parachainuri, deci cantitatea maximă prin această recompensă va fi de $105.000. Referendumul momentan trece cu peste 33.000 de Kusama în favoare și peste 1.000 de Kusama în contra și mai sunt 9 zile și 4 ore până la decizie. Personal am votat cu da deoarece susțin această idee să putem achiziționa și vinde criptomonede din ecosistem direct pe bani atât timp cât comisionul va fi foarte mare. Deci această propunere chiar aduce valoare deținătorilor de Kusama. Uitându-mă la Ramura Mare, referendumul 119 ridicat de Polkadot Arena pentru grupul de traducere în limba italiană despre care am discutat în video-ul anterior de guvernanță nu o duce prea bine și se pare că va fi respins în curând cu peste 43.000 de Kusama în contra și peste 6.200 de Kusama în favor și mai are 6 ore și 18 minute până la decizie. Am votat nu deoarece consider că ar trebui să aleagă varianta recompenselor care este deja gestionată de WAG Media pentru serviciile de traducere. Referendumul 129 ridicat de RAF, care dorește să organizeze un hackathon în Coreea, a primit foarte multă presiune de la comunitate pentru costul masiv de aproape jumate de milioane de dolari și voturile reflectă această presiune cu aproape 53.000 de Kusama în contra și aproape 27.000 în favoare. Referendumul mai are 8 ore până la decizie, am votat nu pentru el și am văzut că mi-au răspuns și la ultimul comentariu menționând că plănuiesc să lanseze din nou prin recompensa numărul 17 de pe Polkadot. Referendumul 124 ridicat de echipa Polkadot, care dorește să obțină 6.533 de Kusama și care valorează aproximativ $228.000 pentru crearea portofelului Polkagate, care este o extensie precum Polkadot.js, dar cu o interfață mai plăcută și care au primit anterior fonduri de la fundația Web3, când se numeau Polkadot.js Plus, și care îți permite să faci staking și să contribui la împrumuturile colective de pe el. Pierde momentan cu peste 44.000 de Kusama în contra și doar 40.000 de Kusama în favoare.
și mai au 5 zile și 19 ore până la decizie. Personal am votat cu nu pentru aceasta săptămâna trecută, deoarece am descoperit că echipa reține 3100 de Kusama, adică peste 40% din valoare pe care o cer, și au votat cu putere de convingere de 6x suma respectivă în favoarea lor, deci când îți încordezi mușchii, așteaptă-te să ricoșeze contra ta, mai ales dacă nu este justificat. Pe urmă, mai scris un comentariu în care îmi demonstrează că peste 100 de oameni le-au instalat extensia doar în luna februarie și că au primit peste 1000 de impresii pe Google. Dar comparativ cu Nova Wallet sau Talisman, este un număr foarte mic, deci din punctul meu de vedere nu justifică costul imens pe care îl cer și ar trebui să fie mai rezonabil în legătură cu costul. Dacă am o afacere și îmi permit să aleg doar pe unul, pe cine aș vrea să-l susțin cu fonduri? Pe cel care are cea mai multă atenție sau pe cel care doar vrea să fie plătit? Discutând despre referendumul 132 ridicat de Albert Elixir, care a lansat recent și care dorește să creeze o platformă care să atragă programatorii Web2 să dezvolte pe Substrate în ecosistemul Polkadot cu resurse asemănătoare a lui Stack Overflow, care este o platformă unde găsești răspuns la aproape orice întrebare legată de programare, dar cu recompense tura asta pentru cei care răspund la întrebări. Deci ar fi interesant, cer 3750 de Kusama care valorează aproximativ 130.000 de dolari, referendumul pierde cu 260 de Kusama în contra și 164 în favoare și mai sunt 14 zile și o oră până la decizie. Aștept încă o explicație la comentariu, dar ca să explic pe scurt, doresc să aflu ce plan au cei de la Elixir să-și facă reclamă la platformă, pentru că n-au menționat asta în propunere. Un alt lucru care nu sunt de acord este faptul că fiecare angajat se plătește cu peste 100 de dolari pe oră, indiferent de specializare. De exemplu, programatorii web care se găsesc foarte ușor îi plătesc cu 120 de dolari pe oră. Mi se pare ridicol și vreau să văd o justificare la acest cost. Am mai adăugat în propunere și cum că vor să-și susțină platforma prin pachetele care vor costa pentru programatori și mi se pare că cer cam mult și pentru asta, având în vedere că vor să lanseze o platformă nouă-nouță cu număr de utilizatori necunoscut. Un pic mai târziu am văzut și că utilizatorul Swissbond le-a comentat că de ce au ales protocolul Glitter, care utilizează blockchain-ul Tendermint de la Cosmos pentru indexare, când există Subsquid în ecosistem, despre care am discutat aici pe Polkadot România acum ceva timp despre el. Deci să vedem ce vor răspunde. Și în final să verific și situația actuală a trezoreriei. 649,9 Kusama vor fi arși în această săptămână, adică cu o valoare de peste 22.600 de dolari și au mai rămas în trezorerie pentru a fi cheltuiți 324.996 de Kusama, care valorează aproximativ 11.342.000 de dolari. Tu ce părere ai despre aceste propuneri și care îți plac sau nu-ți plac? Ai votat pentru vreo una? Lasă-mi un comentariu mai jos cu răspunsul și nu uita să dai și un like pentru a ajuta algoritmul și să ne urmărești pe rețelele de socializare Twitter sau să intri pe grupul nostru de Telegram. Ambele link-uri le poți găsi în comentariu fix de sub video sau în descriere. La revedere!